Ce așteptări aveți de la viitorul președinte? Aștept să mărească pensiile, să mărească salariile și să fac posturi de lucru în țară, să nu-ți duc tineretul. Dar altceva și să așteptăm. Numai furt de ei să-și fure băzi. Eu și nădejde că Moldova займет достойное место в Евросоюзе. Что вы хотели услышать от меня? Это необычно как-то слышать. Когда русскоязычные так говорят? Да. Умные, извините, умные русскоязычные говорят так. Păi, dar nu asta ne dorim, democrația. Și am văzut și eu chestii cu LGBT-ul, cu chestii de astea. Dar acum să mă exprim țărănește, nu te oprește nimeni pe drum și te leagă, te obligă ca să fii cu ei. A să votez pentru un președinte pentru pace și sănătate. În prag de alegeri prezidențiale, ziarul de gardă a pornit într-o călătorie cu mai multe popasuri de-a lungul traseului Chișinău-Orhei-Bălți. Până își vor da votul în această duminică, ziarul de gardă le-a dat cetățenilor oportunitatea să-și spună așteptările față de președintele ce va fi ales. Trăind în sărăcie, o mare parte din populație așteaptă de la următorul președinte o îmbunătățire a situației lor materiale. Le veți merge la vot? Da, sigur că. Ce trebuie să facă noul președinte? Ceva bun pentru țară, să ridice bunăstarea în țară, să aibă grijă de poporul său. Cum? Cum? Să îmbunătățească condițiile de trai, să dea de lucru, pune locuri de lucru, să majoreze salariul. Să mărească pensiile. Trebuie schimbări în țară. Aștept poate să mărească pensiile, să mărească salariile și să fac posturi de lucru în țară, să nu-ți duc tineretul. Dar altceva și bine să așteptăm. Până acum ce s-a făcut în 30 de ani? Și o persoană nu poate să ridice țara. Dar sper că măcare o leacuțică să ne adăuge la pensie. O leacă trebuie să fie o leacă controlul mai strict, pentru că cu prețurile astea e foarte strașnic ce se face și asta numai eu oșcare poate spune. Nimeni, eu am impresia că nimeni nu controlează. Totodată și aptecele sunt niște prețuri turbate. Tu te duci și le ieși pensia acolo pe medicamente. Și pe pensionarea asta mi se pare că în primul plan pităță e. Președintele-ți conduc prețurile? Nu președintele. Eu mă gândesc că gruparea asta de miniștri, de ghia, nu poate așa președintele să spui că aici așa, că el nu dovedește. Am întrebat un analist politic dacă președintele Republicii Moldova are capacitatea de a acționa asupra salariilor, pensiilor și prețurilor. Andrei Curăraru a subliniat că atribuțiile președintelui în sfera economică sunt minore. Să cer cuiva controlul nivelului de prețuri într-un stat democratic este imposibil. Iar în ceea ce privește pensii și salarii, este o responsabilitate directă a guvernului, iar guvernul este format de parlament. Aici trebuie să ne gândim mai mult pe cine alegem în parlament decât la funcția prezidențială pentru a obține un rezultat în sensul economic. Ceea ce poate face președintele în domeniul economic este mai degrabă să se întâlnească cu mediul de investitori, să transmită niște mesaje economice, să semneze acorduri economice din numele Republicii Moldova, dar sunt funcții mai mult reprezentative decât executive. De multe ori în campania electorală, pretendenții la fotoliile înalte promit că vor lupta împotriva corupției și vor reforma justiția, aceasta fiind și o doleanță a cetățenilor. Ce speranțe vă puneți în votul dumneavoastră? Ce așteptări aveți de la președintele țării? În primul rând să nu fie corupție și toate sistemele de stat să lucreze mult mai bine și mai efectiv. Aici tot e în complet, cu de sus, de la justiție și până la cei mai mici. Și tot e simplu. Ești host, trebuie să stai și gata, la dubală. Asta e tot, ia că tot e care chestie. Și dacă va fi prins, neapărat trebuie și dreptate. Justiția nu lucrează de fel și trebuie schimbări ceva. Dacă nu schimbăm noi, 30 de ani am văzut așa și încă 30 o mai șede. Tâmparea locul lor, acolo trebuie să pleci, la pușcării. De asta și e vorba, să fie oameni competenți care se poate să găsească soluții, să-i facă pe toți fericiți, și pe tâlhari, și pe oamenii decenți, și pe toată lumea. Tot ce înseamnă justiție și corupție, luptă cu corupția mai degrabă, ține în primul rând de Ministerul Justiției, dar mai mult într-un fel de procuratură anticorupție, de CNA,
de responsabilitatea în general a guvernării. Președintele de sine stătător nu prea are funcții și nu prea are retribuții în acest sens. Unii dintre cei intervievați ne-au spus că așteaptă deschiderea mai multor școli și grădinițe după alegerile prezidențiale. Ce trebuie să facă noul președinte? Ce speranțe vă puneți? Să ajute la stat să proiecteze cum căsă, grădinițe, școli, ce, dar mă, ce să face? Cred că ar fi unul infrastructura. Noi nu avem nici drum, nici grădiniță. Ia ca și ei. Școli, grădinițe și infrastructură sunt întrebări foarte similare, iarăși intrăm în poarta guvernului. Nu degeaba avem un întreg minister dedicat infrastructurii și un altul dedicat educației. Trebuie să înțelegem că președintele, în sensul dat, poate să aibă, nu știu, niște inițiative, cum de exemplu a fost cu studierea limbii găgăuze. Dar nu poate să decidă, de exemplu, nu știu, reparația unei școli sau grădinițe sau crearea de condiții pentru creșterea nivelului de infrastructură. Mai degrabă vorbim despre faptul că trecem acum, în general, la sistem de proiecte. Și atât, nu știu, reparațiile în școli și grădinițe depind de capacitatea primarului de a scrie un proiect bun și de a accesa, de exemplu, fonduri prin intermediul statului european. Ce griji mai are poporul? Grijile actuale, pot să vă spun că se îngrijorează să nu se ridice prețurile la energie electrică, la gaze, fiindcă vine perioada de frig și îi cam stau cu grijă din cauza că n-o să aibă posibilitatea să-și achite serviciile. Da? Lumina, gazul. Tare multe sunt de plătit și gaz și lumină și tot asta. În ceea ce privește prețul la gaze și la energie electrică, s-ar putea să fie un rol diplomatic. Dar pot să vă reamintesc situația pe care am avut-o cu Gazpromul. În octombrie 2022 ni s-a cerut să plătim 800 de milioane datorii. După un audit s-a stabilit că suntem datori doar 8 milioane, pe care eram gata să-i plătim. Gazpromul a decis să ne livreze cu 30% mai puțin în octombrie și cu 50% mai puțin în noiembrie. De asta am recurs la procurarea pe piața europeană. Acum noi cumpărăm gaze pe piață deschisă și nu prea este rău pentru negocieri de tipul ăsta. Mai mult, în timp, vom fi parte din Uniunea Energetică Europeană și vom cumpăra împreună cu statele europene, fapt ce va diminua esențial costurile. Care mai sunt grijile poporului? Poporul multe grijă are. Dar și pași și liniște în țară. Asta dorește poporul. Război la hotar cu noi, nu știm ce s-a întâmplat. Avem noroi de ucraineni care ne salvează. Dar nu știu ce și că ei să dau viața pentru mor oameni, copii pentru noi. Eu vreau pași că copiii se duce în Europa și vreau pași pe pământ. Îi pot vedea măcar o dată în an. Asta doresc. A să votez pentru un președinte pentru pace și sănătate. Nu, noi nu vrem haos în țară. Noi vrem liniște și pace. Asta ne dorim. De Doamne, nu știu cum or fi alegerile, cum or decurge, cum, dar așteptările sunt mari. Ce așteptări aveți de la viitorul președinte? Să fie pace în țară, bunăstare, asta e lăsa la bază. Ce sunt președinți care nu-și doresc pace, oare? Da, păi numai că sunt. Cine o să-i? Da, sunt cât proruși. Și nu știți care sunt proruși. Conform Constituției, președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate. Din această poziție, la propunerea ministrului apărării, numește șeful statului major al Armatei Naționale. Cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, în situații excepționale, poate declara stare de război, decreta mobilizare și lua alte măsuri pentru asigurarea securității și ordinii publice. Cu toate acestea, rolul președintelui Republicii Moldova în asigurarea păcii este unul limitat, susține Andrei Curăraru. Pacea, în sensul dialogului diplomatic, da. Adică un președinte poate să fie așa un fel de mediator și în exterior și în interior, dacă sunt conflicte nerezolvate. Președintele se poate întâlni cu alți șefi de state și guverne, să lanseze mesaje, să negocieze cu partidele pe interiorul Republicii Moldova, dar responsabilitatea pentru sistemul de apărare este mai degrabă simbolică. Pentru că președintele nu poate să influențeze bugetele pentru apărare.
Iar când vorbim despre bugete pentru apărare, fără un buget nu poți asigura această pace despre care vorbim așa de mult. Pe lângă faptul că, da, o funcție diplomatică, o funcție foarte importantă, aș spune eu, pentru președinte, este să aleagă acele alianțe, acele foruri de discuție, unde să fie auzit sau auzită și unde să fie ascultat sau ascultat. Ce faceți la 20 octombrie? Păi, ar trebui să ieșim la vot, pentru că asta e obligația noastră. Ce speranțe vă puneți? Știți care e problema? Avem copii peste hotare, acum mulți că contra Europei, contra... Noi suntem pentru. Cel puțin cei care avem copii peste hotare, suntem pentru. Și ce ar trebui să fac președintele, iată? Președintele nou? Păi deja face. Deja au făcut un pas în plus. Faptul că toate țările vecine care erau, să zicem, în ghilimele, certate cu noi, acum suntem prieteni, ne ajutăm reciproc, din câte înțeleg. Păi, dar nu asta ne dorim, democrația. Și am văzut și eu chestii cu LGBT-ul, cu chestii de astea. Dar acum să mă exprim țărănește, nu te oprește nimeni pe drum și te leagă, te obligă ca să fii cu ei. N-am nimic cu nimeni, eu accept pe toată lumea, înțeleg. Avem copii peste hotare, a venit vreun copil să ne spună că am fost maltratat de LGBT, că ne-a oprit, că ne-a... Nu! Fiecare în lumea lui, fiecare o fac în tăcere, acum să-i expun și public, e dreptul lor într-un final. Noi cum ne cerem drepturile? Își cer și ei drepturile. Cel puțin, vă repet, pentru că sunt conștientă că o să fie... reacții adverse, dar asta e părerea mea. Și vă îndemn toți să ieșim la vot. Și la referendum. Aha, și la referendum? Și la referendum, dar sigur că. Da. Că alegem viitorul tineretului nostru. Președintele, viitorul președinte al țării, ar trebui să meargă să urmeze calea spre integrare europeană. Înțeles. Și că Europa e Europa. Am fost acolo, știu cum e. Așa, dar unde ați fost? Unde ați lucrat? În Germania. În Germania. Da. Ce v-a plăcut acolo? Cultura, curățenie, și toate, toate celelalte. Păi să nu trebuie să ne mai schimbăm pașapoartele, să deținem alt cetățenie. Cu cetățenia noastră ar fi foarte bine să fim în Europa. Eu și nădejesc că Moldova займет достойное место в Евросоюзе. Что вы хотели услышать от меня? Это необычно как-то слышать. Когда русскоязычные так говорят? Да, умные, извините, умные русскоязычные говорят так. Я не родилась в Молдове, я здесь живу с 73-го года, видела много властей, я была пионеркой, я была комсомолкой, но в итоге, когда все, ко всему подходишь, как вам сказать, раздумывая и анализируя правильно, то ты понимаешь, потому что или с Евросоюзом, или... Извините, с Россией. А Россия напала на мою родину. Моя родина Украина. Поэтому нет, нет и нет. Только Евросоюз. Președintele are un rol în negociere. Mai mult decât atât, el cumva poate să inițieze negocierile. Am văzut că atunci când s-a depus cererea Republicii Moldova, au mers toți șefii din cadrul Republicii Moldova, și șeful Parlamentului, și șeful Guvernului, și președintele. Mai mult, având în vedere acest rol diplomatic, președintele ar putea să intervină cu mesaje, cu discuții directe cu președintele Comisiei Europene. Am văzut-o pe doamna von der Leyen recent la Chișinău. Dar reformele reale, faptul că se îndeplinește acel cadru de negocieri, depinde de guvern. Până la urmă, cum se spune, integrarea europeană este o problemă nu de politică externă, de politică internă. Iar de politică internă răspunde preponderent guvernul. Cât despre promisiunile candidaților din timpul campaniei electorale? Cine vă promite dublarea de pensii sau salarii sau tăierea în jumătate la tarife, la serviciile comunale, cel mai degrabă că vă minte. Un președinte nu are atribuții directe în acest sens.
un președinte care este susținut de Parlament ar avea o majoritate confortabilă în Parlament, ar putea să aibă inițiative care să fie ulterior susținute. Dar când votați pe cineva, gândiți-vă că trebuie să votați și la parlamentare și la prezidențiale, ca să fie un tandem mai degrabă decât un președinte care spune că va rezolva totul fără să aibă măcar un deputat în Parlament. Mai degrabă m-aș uita la personalitatea premierului, care până la urmă răspunde cu propriul fotoliu pentru îndeplinirea acestor reforme, pentru acele prețuri, pentru acea dezvoltare economică pe care o așteptăm cu toții. Poporul trage nădejde. Trage nădejde poporul, da. Trage nădejde și cred că să fie bine. Asta noi totuși ne gândim că să fie bine. Da, poporul ce trebuie să facă, iată, ce depinde de popor în acest caz? În acest caz, ca să aibă, așa, ei să aibă o gândire mai bună și să voteze corect. Asta e principal, să voteze corect pentru referendum, să zic acolo și pentru președinte, care ar fi președintele. Că n-am să alegem de cei președinții care n-au grijă de nucă, n-au grijă, n-au grijă de țară, nici de nimic, numai transmit la Kremlin. În 30 de ani n-am văzut nimic bun. Uh-huh. Măcar acum. Se fac pentru popor, pentru... Și poporul o leacă să mai dă stăruința. Nu numai să aștepte.